universul m-a învățat ceea ce nu știam. Să fiu oniric. Să fiu o onirică. O călătoare. O călătoare între realitate și magie. O călătoare între realitate și magie. Într-un început bogat de toamnă, inundat de multă culoare, undeva pe planeta albastră venea la încarnare un spirit curios ce nu contenea semira de frumusețea acestei lumi. Acolo unde este loc de fantezie, granițele se îndepărtează, se lărgesc, ajungând pe teritoriul artei. Imaginația mea alunecă înăuntru și în afara obiectelor reale. Se revarsă în secvențe inedite ale subconștientului. Am văzut cum culorile îmi exacerbează simțurile, îmi amplifică șoaptele interioare. Îmi deschid fereastra spre mine și mă poartă ușor într-o lume diferită, bogată, liniștitoare, mirifică. Așa a început totul. Mi-am lăsat sufletul să se aștearnă pe pânze. Mă minunam cum gândul meu făcea liniile să zburde năvalnic, să împartă spațiul, necerând încuvințare. Am văzut cum culorile își permiteau libertăți, se încărcau de noi înțelesuri și mai ales cum privitorii simțeau mesajul meu. Dacă nu ar fi fost inel, cel pe care îl țineam prea mult prin muzeile de artă, cel care mi-a făcut cadou un șevalet, schimbându-mi astfel destinul, nu aș fi știut niciodată cât pot. Tiner a fost soțul meu. L-a luat Dumnezeu prea repede. Acum mă călăuzește de acolo, de sus. Am dispoziție spre descoperirea și aprecierea frumosului. Acumulez până la prea plin și am nevoie de exteriorizare, de împărtășirea trăirilor cu ceilalți. Imaginația mă însoțește într-o călătorie aventuroasă, între spirit și materie, între realitate și magie, între aluzii onirice, erotice, istorice, sociale. Îmi propun o lume
din care să nu lipsească modelele nude, ochiul, drumul, pustiul, fundalul grav sau încărcat de sensuri și poezie. Privirile mele culegeau cu aviditate din operele marilor maestri. Apoi, universul m-a răsfățat, aducându-mi aproape oameni care m-au învățat ceea ce nu știam. Să fiu o onirică, o călătoare între realitate și magie. Evantaiul provocărilor își uitase măsura și îmi permisese accesul într-un cerc magic pe care voiam să mă bucur. Eram timidă, neîncrezătoare în forțele mele. Voiam să nu se știe că eu sunt autoarea lucrărilor. Mă tot minunam rătăcită printre simțăminte străine. Din Egipt până în China, Țara Sfântă și Europa, peste tot m-am întâlnit cu amintiri din alte vieți și de acele locuri le îndrăgesc cel mai mult. Locurile în care pietrele vorbesc. Viața este prea scurtă pentru atâtea dorințe. Cred că m-am născut meditând. Și asta fac și acum. Nu este o fugă de realitate, ci o nevoie de armonizare cu energiile subtile ale universului. O nevoie de întâlnire constantă cu adevărul din mine. Îmi imaginez că toți oamenii, așa, dintr-o dată, au învățat iubirea. Iubirea adevărată. Iubirea necondiționată într-o lume fără conflicte. Într-o lume fără granițe convenite pe diverse criterii. Criterii despărțitoare și limitatoare. Toți greșim. E firesc. Puțin însă știm să ne iertăm. Să alungăm din suflet poverile grele.
mai mult sau mai puțin imaginare. De aici mă dă durere și chin. Și îmi place faptul că suntem purtătorii acestui miracol, care se cheamă suflet. Și îmi displace faptul că, mânați de ambiții deșarte, uităm tot mai des de el, de suflet, și că nu învățăm din lecțiile care decurg din această uitare. Locuiesc pe malul mării și deseori privirea mea are nevoie de nemărginirea ei. Mă plimb pe nisip. Împărtășesc gânduri, idei. Dansez cu plăcere și vara grădinăresc. Încerc să construiesc armonie în jurul meu.